Salut! Eu am acceptat provocările care au venit pe numele meu și ne place foarte mult această idee pentru că este o idee nobilă, o idee frumoasă de a ajuta, de ce următoarele zile vom veni cu un ajutor financiar pentru Hospice Angelus Moldova. Dar în aceeași ordine de idei vrem să adunăm mai multă lume frumoasă și dornică de a ajuta în jurul acestei frumoase inițiative, de ce noi provocăm pe Ingrid Tersman, ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, provocăm pe domnul Yuri Ciocan și îl provocăm pe Nathan Garște. Oleg Efrim, sănătate! Yeah.